Salut și bine ați venit la un nou material Stax. De data aceasta eu o să prezint, Daniel e în spatele camerei. Deci o să mă doară capul rău de tot când o să văd filmarea. N-are nimic. Bun. În episodul de astăzi, care e de fapt un material care o să fie o miniserie despre mașina asta de aici, adică un Jeep Grand Cherokee VJ din 2002. Când am luat-o m-a păcălit că e 2003, dar s-a văzut după aia în acte. Am pățit și eu asta la patrol. Când am cumpărat patrolul, pentru că la patrol avea facelift, adică era ceva ce se vedea pe mașină, știi? Mi-a zis, e 2004. Și nu m-am uitat în carte, îți dai seama, și când m-am matriculat la 2003. Așa și eu. Aia, nu contează. Să apară mai jos, de fapt, peste mine o să apară niște filmulețe cu mașina când a ajuns. Eu nu eram în București când a ajuns. Erai ocupat? Luat-o Daniel, eram ocupat, da. Da. Produceam ca să o cumpăr. Nu știu ce filmează Daniel, eu... o să mă plimb după obiectivul. Nu, frate, stai liniștit, că eu fac treaba aici, știi cum sunt. Cameraman am fost toată viața. Mașina a venit stock, aparent nu făcuse off-road sau din nou așa m-a păcălit. Nu are, nu avea niciun pic. Frate, n-avea nicio modificare. N-avea nicio modificare. Nu, mă refer că nu era, era curată pe dedesubt, fără okay. Rugină, fără da. Lovituri, fără nimic. Ok. Uităm, asta e mașina. Așa arată cât se vede noaptea. Acum noaptea arată țiple, nu? Mai puțin aici asta care e lovită. Aia e. Se rabatează oglinzile, deci nu, jante, cauciucuri nu prea are. Are un pic așa. Aici la caroserie arată țiplă. Nu știu, poate ne sub. Uită-te tu că mi-e lene. Aici un pic de rugină, dar nu e panică. Așa. În portbagaj are de asta, ia să deschide asta. De care are aici? Odor, aventador, aventador. Amortizoarele sunt bune? Nu sunt bune, dar e boala lor. Boala lor, ai de asta cu Jeep. În portbagaj, bam, suplimentar. Am închis. Ba. Pac, pac. Absolut stand. Ba. Aici este niște mizerie. Nu e nimic de neșters. Nu e nicio panică. Scaunul arată mai rău în filmare decât în realitate. Aici, da. S-a luat... Ce? It's a Jeep thing. S-a luat un pic din... Aoleu, dar cum stai așa? Cum dau scaunul ăsta? Măi, în spate, dracu, că nu... Nu vrei să știi cum stai în scaunele astea, Dobrescule. Chiar nu vrei să știi. Oh, s-a luat mâna în salam. Stai așa. Stai așa să las geamul jos, că trec băieții ăștia cu platforma. Ia. Mă, am pus contact. Fii atent. Oh, geamul are un lemn aici. Nu merge să-l las jos. Așa e. Oh, stai un pic, stai un pic, stai. Să căutăm alt post. Asta e ce trebuie. Ca să prezentăm mașina. Fac. Hai cu lumina aici, fac. Mamă, ești prost? Da, te-ai șmecheri, băte, asta n-are nici Toyota. Autonomie 9 km. Dar și nu e o tură, ce pula mea, nu? Da, mă, să fie la maxim, să vadă Irina frumos. Centurile se reglează, scaunul din dreapta arată aproape țiplă. Nu, arată țiplă. Așa. Ce avem aici? Scrumiera asta fumată în mașină. Scaune încălzite. Al dracu a păstrat o țiplă, fraierul, dar a fumat în mașină. Prostul dracu, măcar putea să scrumeze pe geam. Bam, bam, bam. Nu știu la ce să mă, cotiera, ia. Cotiera, bam, aici. Da, e ok, suport de pahare, all time parking, nu știu ce, au plecat băieții, salut, salut. Da, așa, un tip cu băieții, a, ținea mâna, pă, iartă-mă, iartă-mă, n-am vrut, dobresc cu iartă-mă. Nu porni nimeni, știu, așa, în poziția. Băi, stai așa că trebuie să sting lumina, frate. Asta îmi doream, mă. Nu găseam intensitatea luminii la bord și când am aprins bordul era așa, ești prost? Imaginează-ți că era așa și zic, dă-te morții, mă, te zic, cum să filmez la om, să-i dau cu bordul așa când jeepul ăsta are iluminator. Oh, yeah. Da. Hai să vedem dacă merge aerul. Nu cred că merge. Dacă nu se pe mine. Merge? Nu cred că merge. Ba da, bagă rece, ești nebun? Pe tempul ăla. Bagă rece, mă, cu aia, mă. Da?
Nu se strigeam la șofer, tu-i pas ca ei de treabă să-i fut asta și mâine. La muzica mai încet. La ventilația asta oprește-te, pui calului. Eu nu pui calului, cum fac oglinzile? Oglinzile? Bă, frate, cum fac oglinzile, bă, frate? Bă, ce îmi place, bă, să merg cu mașină pe care nu... Uite, mă, butonul, invers în pielea mea. Băi! Așa. Uite, mă, se rabata să răbăți. Merge reglajul, oare? Țiplă tot ce stai, zile, mă. Și pe dreptea țiplă de fabrică. Da, îmi place memorii, scaune, ești nebun. Bă, nu era de frână, bă. Am tras drive. A plecat trenul, mă, din gară. Mă, mergi racheta, ești prost, ia vezi. Ia vezi. Racheta, mă. Nu bate nimeni, nu troncă nimeni, ești nebun. Nimeni cu nimeni. Suspensia, racheta intergalactică. Direcția, racheta intergalactică, cursă scurtă, frumos, elegant. Dai cu ce ai, mă, ești nebun? Dacă te mai uiți tu, nieta, să-mi zici mie, cuțu. Ce, modi, ce ai făcut primul lucru când ai luat mașina? Ai matriculat-o? Păi nu, prima oară am matriculat-o, din păcate da? Mașina nu era auto-utilitară. Așa că în ianuarie anul viitor o să mă doară capul, mai mult ca sigur. E 2,7 și plătești impozit mult? Da. Cât? 1600 de lei? Vreo 1600-1800 de lei, doamne, de acolo nu au vrut să mă ajute, au zis că o să fie surpriză la anul. Obrazul subțire cu cheltuială se ține. Nu știu unde e subțire. Așa e vorba, frate. Așa, bun. Da, motorul e de 2.7, de Mercedes și e cu cheltuială de Mercedes. Turbo diesel. Turbo diesel, da. Așa? Așa vine mașina, nu are vreun motor schimbat. Okay. Mașina este în Europa 2.7 cu motor de diesel. De ce ți-ai luat Jeep? Hai să o luăm altfel. Ce te-a făcut să ții Jeep? De ce am luat Jeep? Da. Păi e să simplu. Cu începutul. Și vezi că putem să facem un episod lung de tot, că oamenii vor să vadă lung rău. Da, mi-imaginez. Da. Mec la mea, mă rog. Nu contează, îți dau zoom. Deci... Nu, stai, focus. Păi vreau o mașină de teren, spațioasă, pentru că bebe. Și ieftină, că asta e foarte important, cu mașina ieftină, mai ales asta pentru prima... Asta crezi că e ieftină, dar asta rămâne de discutat, ok? Păi e ieftină raportate la ce mașini poți să ții cât de cât decente, adică mă refer aici la un Nissan 4 care începe de la 5.000, cu mașină decentă, okay. Un Y61 care să fie cât de cât așa, okay. De Toyota Land Cruiser nu vorbim că e altă ligă, și ce alte variante mai sunt? Pajero. Pajero, care la fel mi s-a părut scump la o mașină din 2000 plus, okay. Adică venea destul de scumpă ca tu bani. Tu ai vrut și o mașină destul de nouă, nu? Adică da, am vrut plus ceva 2000, am vrut ceva gen. Condiții, n-am okay. Vrut chiar așa să fie spartană, cum okay. Se zice. Da? Mașina are aer condiționat, scaune din piele, scaune căzite, climă, numeri toate. Băi, nu aer condiționat, climă. Da, reglezi climă. Tu, pune temperatura singură, așa, dublă, bă, are multe dotări. Multe dotări, foarte pilot multe dotări. Pilot automat, piele, în sfârșit. Exact. Dar aparent, marea majoritate mașinilor modelul ăsta vin așa, sau le găsiți așa la vânzare. Fiind fără... o mașină de producție americană, o da, mașină, ea... să zicem, SUV de lux sau așa, vine cu multe dotări exact. De lux în da. Standard, care probabil dotări. Ar fi costat mult să da, le pui. Da. Okay. De exemplu, la un Nissan nu am văzut atât de multe dotări. De exemplu, Nissanul Patrol n-are pilot automat, da. Lucru care e deranjant. Da. La Toyota, v-am zis, e altă ligă, ele vin, dar vin la alte costuri, adică o mașină decentă, ce a găsit Daniel e, bă, nu știu cum să zic, un acuncare cu fân, ca da, să zic, l-ai găsit dintr-o întâmplare. Patrolul Y61, când l-am luat, l-am căutat un an de zile, pentru că credeam că pot să-mi iau cu 6.000 o mașină ok și nu s-a putut. Da, încă o chestie, mașina trebuie să fie în 4-uși. Da, adică asta era o condiție, da, era o condiție să fie în 4-uși, Y61. În două uși se găsesc mai ieftine ca preț decât cele lungi. Așa? Așa. Bun. Deci, să mergem mai departe. Astea sunt motivele tare pentru care ai achiziționat un Jeep Grand Cherokee. Stau pe la școală, da. 2.7, cum probabil majoritatea oamenilor care se vor uita la material au făcut-o sau vor face deja. Sunt foarte mulți care merg pe premiza asta de Jeep Grand Cherokee 2.7. Au început să apară din ce în ce mai multe. Motorul e de Mercedes, toată lumea laudă. Doamne, cum e, mă? De Mercedes nu moare niciodată, n-are nimic.
Să zicem de probleme? Ce probleme sunt la motor? Sunt. Te rog. Sunt probleme. Care e boala lor, vărule? Boala lor e, le sare injectoarele, domne. Da. Nu. Au o problemă cu injectoarele la mulți kilometri. Probabil că și a mea încă n-am ajuns să bag nasul acolo. Au băgat alții, n-au reușit să facă. Din păcate, să umple injectoare e un pic mai dificil. Ori dai motorul jos, ceea ce nu ai vrea să faci, ori trebuie să tai din panou de acolo. Deci în momentul în care vă luați mașina, puteți să vă uitați la chestia aia tăiată aici de sub ștergătoare, dacă s-au umblat sau nu la injectoare. Vreodată. Vreodată. Mai sunt din gașca noastră care și-au luat mașina asta, după cum știți, Filip, mai avem o mașină nouă, Paul, care el și-a băgat nasul la injectoare și Filip și-a băgat. Nu pot să zic, asta e o glumă care aș vrea să o zic așa, nu pot să o zic! Vină! Și-a mai luat Ma. Dar trebuie să o tai. Trebuie să o tai pe asta. Nu contează. Ai. Bun. Da. Legat de uitatul la injectoare, ar fi bine să vă uitați, să verificați un pic dacă s-a umblat sau nu. Băi, pentru că, uite, da. Paul s-a uitat, a umblat, iar injectoarele lui erau legate cu sfoară. Ceea ce nu știu cât de da, okay. Șaiba de foc, adică etanșarea injectoarelor acolo în capacul de tacheți, se făcea cu niște sfoară, pentru că au niște șaibe de foc care etanșează și nu mai etanșează. Scapă exact. Compresie. Și combustibil, în sfârșit. Deci tu ai luat mașina, da. Este foarte important să le spui oamenilor cât ai dat pe ea și cum ai făcut achiziția ei. Foarte mulți oameni mă întreabă, domnule, de unde ai luat-o, cum ai luat-o da. Și cum ai făcut? Repede, rapid, în trei cuvinte. Rapid, după experiența de un tour din primăvara anului trecut. De off-road. De off-road, da. Am văzut la Cristi Movilă una cu foarte asemănătoare, dar cu motorul de 3.1. Când m-am întors în București, am intrat pe mobile, am dat să văd prețuri, să văd exact pe unde se învârt. Am găsit-o fix pe ea la 2500 de euro. Da. Am negociat cu el la 2300, că na, așa se face așa când se cumperi face. O mașină second hand. Mașina a costat 2300 de euro. N-ai văzut-o când ai luat? Fără să o văd, i-am cerut niște filmulețe pe WhatsApp și niște poze pe mobil. Deci am dat 2300 blank, cum ar veni, fără să mă uit. Vorba aia la bani. În schimb, am avut probleme cu adusul mașinii în țară. Dacă îmi cade aparatul de pe ăsta, faci mai mult decât Jeep-ul. Da, am avut probleme cu adusul mașinii în țară. Destul de greu de găsit pe cineva să-ți aducă mașina pe motivul că e mare. Nu e atât de mare. Costurile, să zic așa, din Germania până în România au fost de undeva la 800 de euro. Deci, în total, o mașină ca aceasta de afară ajunge la 3000 și ceva. Că... Preț de achiziție fără nicio modificare. Fără după nicio care, modificare. Ce modificări ai făcut sau ce ai făcut la mașină? Păi, modificări, primul lucru pe care l-am făcut a fost suspensia. Okay. Old Man M-ul, cu tot cu arcuri și amortizoare. Nouță, am ținut să fie nouă pentru că, da, plus 5 cm, am vrut să fie nouă pentru ca să nu mă doară capul. Okay. Mai apoi roți și anvelope la fel. Jante cu ET negativ de tablă. Jante cu ET negativ de tablă și anvelope. Da, la BF Goodrich. BF Goodrich, okay. KM3 31 sau ce 31, da. Okay. 31, poate o să vedem 33. Le vindem și noi lui băiatul ăla cu Toyota? Dacă le vrea, el le vrea, tu să le dai. Păi zicea că nu știe dacă le vrea. Așa, mă rog. Da, de probabil 31. Asta e 31, probabil o să pui 33. 33, ok. Da. Bun. Suspensie și roți. Altceva? Da. Stația antenă, stația antenă trebuie, că trebuia pentru noi, că m-am mers paravânturile la geam. Paravântul la geam și atât. Momentan. Ah, nu, și am mai avut extra, erau opționale, le-am luat second hand pentru rufrac, brațele pentru rufrac. Aș vrea pe viitor să le dau jos și să punem un rufrac cum trebuie, însă pe parcurs. Mai acum pregătim alte modificări la mașină, o să le vedeți în episoadele următoare. Nu îi le spui ce modificări faci? O să vedeți overfendere. Ok. Bushwalk. Replică, okay. O bară față de la Rock Army, pe care okay. Am uitat să vă zic și suspensia. Ia, zi repede, zi. Și suspensia și bara și cred că și roțile, cred. O să le găsiți în descriere jos pe shop-ul nostru, pe Stax. Pe Stax, le puteți cumpăra, slash da. Shop. Aveți acolo, puteți să achiziționați. Deci știi cum ești, mă, știi cum te auzi, mă gândesc cum o să te pun așa, știi? O să apară imaginea așa și după aceea tu o să fii ăla de la teleenciclopedia. Da, 100%, și vocea, de așa natură. nu ți-am povestit că trebuie să sunt invitat la un podcast. Da? La cine? Da. La Fegea? Nu, la Vali Porcișteanu. Da, podcast du-te. Și înainte, nu, îmi trimite microfon. A, faceți... Vocea, să vezi ce voce o să am. Ce probleme ai găsit la mașină? Sau ce consideri tu că ar fi o problemă generală la modelul ăsta de Jeep? Știind că are și Filip și Paul și nevasta lui.
Bă, singura chestie care, adică, da, e o mașină second hand, ar fi bine să faci o revizie la ea, să schimbi niște uleiuri, niște filtre, în primul rând. Pe dedesubt la articulație am pus pentru că era deja muncită. Mașina are 213.000 de kilometri în bord, okay. Real, habar n-am pentru că nici okay. Se poate testa. Da. Minusuri la mașina asta, în special, la mașini diesel până în 2002, este faptul că nu prea poți să testezi bine cu un OBD, adică nu prea poți să vezi ce erori îți dă motorul decât cu o aparatură originală, bătăi de cap foarte mari. Deci asta mi se pare un mare minus, mm-hmm. Ca și utilizator care nu știi prea multe, dar ai vrea să vezi ce are mașina. La Cadet luai un fir boss și cu o lampă de aia de control și puneai acolo. Și de câte ori se aprindea lampa, aia era eroare. Aia era eroare și băgai și căutai și nebunei. Și aici ai o variantă cu cheia, dai de 5 ori, îți apar niște coduri. Dar ție nu ți apar. Mie nu-mi apar. Eu zic că mașina e bună, eu cred că are niște coduri. Mie nu-mi apar. Bun, ce trebuie să știe oamenii este că tu ești la prima mașină de acest off-road. Gen. Da. Prima mașină 4x4 de pregătită pentru teren, să zicem, sau pentru ușor overlanding, ușor da. Pregătită, da. Ai dormit în ea? Da. Bun, și ai dormit bine? Avantaj mare față de alte mașini este că nu trebuie să faci nimic ca să dormi în ea. Mai bine, eu am 1.75, okay. Deci am dormit decent, să zic așa. Mai înalt dacă ești, dormi mai greu. Puțin. Dar se poate, dormi pe diagonal, dacă e singur poți să dormi. Vorba aia, și cât ți-ați încăput în căruță? Eu și închimuiți! Da, se poate dormi în ea, se rabatează scaunele și e direct plat, nu mai trebuie să vă, adică vă puneți o saltea. Podeaua porbagajului, în pădeaua spătarul scaunelor exact. Spate, se face perfect drept, o da. Platformă de încărcare perfect dreaptă pe care poți pune o saltea. Și tragi șlafon. Și tragi șlafon frumos. Exact. Ai aceste paravânturi care te ajută să... Nu le aveam atunci, dar de-aia le-am luat. Așa? Te ajută să lași geamul puțin crăpat să nu se facă condens. Dacă vrei să-și fumezi în somn, vorba aia, te ajută și asta. Am prieteni care fumează și sub apă. Deci e problemă. Așa. Mașina, ce pot eu să spun despre ea, este că este foarte confortabilă pentru o mașină cu punte față și punte spate. O ajută și scaunele, probabil da. Mult la capitolul ăsta în teren. E o mașină care are un preț de achiziție foarte bun în raport cu ce ți oferă la banii ăștia. Ce nu trebuie să uitați este că mașina a costat 60.000 când era nouă da. Și voi ați luat-o pe 2.500, deci aveți marjă, tată, să băgați bani. Aveți la băgât de băgat. N-aveți de ce să vă supărați. Da. De bea după ce treceți de 60.000, atunci puteți să vă supărați. Să le zic oamenilor cumva de când am cumpărat-o. Deci mașina am cumpărat-o cu 3.200, nu? A, câți bani ai băgat până acum, nu? Da, da poți să spui asta, da. O să te înjure lumea, știi? Eu când am zis pe Fortuny, mi-au zis că-s băiat de bani, gata. Da, deci nici eu nu mă așteptam. În momentul în care le pui așa pe foaie, eu le pun pe foaie, dar la un moment dat o să renunț. Am văzut că se practică asta cu renunțatul. Se practică cu renunțatul pentru că tot timpul treci cu impresia că ai băgat mai puțin decât da, este exact, în realitate. Exact. Momentan, chiar dacă nu se vede, mașina are în plus 6.000 de euro. Mă rog, are ajuns la o valoare de 6.000 de euro. Da, adică ai băgat 3.000. 3.000, da. 3.000. Cu reparațiile care erau necesare, roțile și suspensia. Și mai ai de reparat. Și mai am de reparat, da. E o chestie care nu e, it's a Jeep thing. It's a Jeep thing, da. Direcția e ceva ei aparte, nu-ți dai seama, unele fac, unele nu fac. De exemplu, unele au death wobble, asta nu are. N-am pățit. Death wobble este atunci când îți vibrează zis, gata. Necontrolat volanul la o viteză. Adică îți vibrează volanul și din cauza vibrațiilor prelungite intră într-un voblaj ca la motocicletă și nu mai poate fi controlat. Asta se întâmplă de la mașinile care au punte rigidă pe față. Da, încetinești și o lași așa să se ducă da. Ea la un moment dat să oprească. Da. Dacă o pățești și se coloană în față. Asta se întâmplă în general când proprietarii mașinilor merg cu ele foarte mult fără să schimbe lucruri care țin de articulația punții față. Da, și sunt înălțate. Deci asta și e, sunt și înălțate. Și asta, așa asta cu înălțatul, sunt multe kituri care ai pus să înalți mai mult de atât, normal. Doar că devin destul de complicate. Avem exemplu cu amortizoarele lui Filip care la nici 6 luni le-a schimbat. Că așa a vrut, că da, nu au fost bune, că nu știu. Și așa mai departe. Cert este că pentru a ridica mașina mai mult de 5 cm ai nevoie de mult mai multe chestii, da. Nu doar arcuri și amortizoare. Se practică prin popor folosirea de pucuri da. Sau distanțierele la arc. Nu suntem adepți, cel mai bine ar fi să luați și un arc. Kitul de la OME
Da? Are pe față niște inele pentru a egaliza mașina, da, să zic așa. Eu nu le am. Probabil că le voi lua dacă. Da, sunt. Dar sunt foarte mulți oameni care folosesc acele pucuri pe post de suspensie plus 5. Noi nu recomandăm să faceți asta, recomandăm să cumpărați niște arcuri și niște amortizoare special concepute pentru mașina dumneavoastră, pentru a avea o senzație plăcută și o senzație de confort, da, pe stradă. Kiturile care necesită... Dar vină încoace și vorbește, nu te stai. Kiturile care necesită mai mult de 5 cm au nevoie și de alte brațe, băli, panhard, alte lucruri. Ne mai tindești, ia și tu camera, da. Ia și tu camera să filmăm și noi pe aici. Păi ia tu camera, frate, că tu nu eu prezint. De aici, frate. Zim ce să ce da. Să. Ce. Păi la, apeși pe ăla din lateral. Hai la bord. Aulie. Hai. Hai du-te, stai, stai, eu nu mă apropii mai mult ca să nu strici, să nu stricăm focul. Dai din primul, lasă al doilea inel. Te faci zoom de din picioare. Stai zoom. Nu din picioare. Faci zoom din picioare. Ok, da. Și ăla e focusul. Și gat. Unde e roșu e focus. Gat. Am focus. Da. Bun, deci spuneai că o să avem niște modificări la partea frontală. Da, o să schimbăm bara, okay. Nu știu dacă se vede, o să punem filmări. Mare dezavantaj la mașina asta sunt dimensiunea roților pe care poți să le pui fără prea multe modificări. Așa cred eu. În momentan e 31 și deja am tăiat și din față și din spate. Dacă aș vrea să pun 33, o să mă ajute bara fiind foarte subțire. Dar din spate va trebui să tai mai mult. Da, ce să facem? La Nissan Patrol, spre exemplu, poți să pui 33 fără prea multe modificări, adică cu da, suspensie. De la 35 modifici, de da. Da. E vorba și de raportul roții pentru, exact, pe mașină, înțelegi? Exact. Tu ai 33-uri pe Grand Cherokee ca și cum ai avea 35-uri pe Patrol. Corect. Înțelegi? Adică probabil Filip are 35-uri ca și cum ai avea tu 37 pe Patrol. Da, ca și dacă probabil aș fi luat o suspensie mai mult decât plus 5, n-ar fi fost nevoie să tai, însă... Era vorba de ce suspensie iei pentru mașina asta calitativă și să nu te doară capul peste un an sau doi. Noi nici nu facem off-road. Nici nu facem off-road de performanță. Noi, da, facem overlanding, facem niște plimbări pe drumuri forestiere, stăm la grătar, mâncăm un mic, se vede pe burta lui Dobrescu, aici fac focus. Așa, încercăm să organizăm niște excursii și pentru voi, cei care vă uitați la noi și, da, vă interesează să mergeți împreună cu, da, noi, de asta există Stax Trails. Tu stai acolo frumos, ca așa că vorbesc eu, da. Așa. Uite, mă, că ai și antena de stație, da, aici pe spate, frumos. Bun, deci e murdar în mașină, nu filmăm, nu? Bă, nu e foarte murdar, da, e curat, dar am eu niște hârtii pe acolo, niște gel, da, de mâini. Da, nu filmez hârtiile tale și gelul de mâini. Te le arăt oamenilor cum arată aici, nu știu. Eu încerc cu focusul ăsta, uite, îi dau până, uite, uite, uite. Gata, l-am prins, asta e. Așa, asta e mașina, arată stoc. Stai, mă, i-am schimbat boxele. Le-am schimbat cu unele care nu le-am găsit mai mari și de-aia stă și ăla prost acolo. E, un pic, nu se un vede. Pic, un nu-ți vă puțin cunosc. Exact. Așa toată lumea o să întrebe de unde am luat, de unde am luat asta cu Star Wars. De unde am luat? Nu știu, eu am dat-o eu. Da, eu știu, da, de unde am luat-o, tu nu știu unde ai luat-o. De la, nu, mă, de la magazin. De la EMAG, mă, EMAG, totul de la magazin. EMAG. Da, scaune electrice, mă laud și eu. Da, laudă-te, laudă-te. Cum eram ăla? Climă bizonică. Bine, aici am un ghiozdan de echipamente. Are și mahon. Da, te-ai zis la asta. Să iau mahon. Așa? Focus, focus, focus. Nu, nu, nu poate. Nu poate focus cu mahon. Nu poate. Scaun de copil, bocanci. Da, mașina e o mașină bună. Da. Mai mergi cu Ieta de când ți-ai luat mașina asta? Mai rar. O să fie la vânzare Ieta, probabil cu o să înlocuiesc cu o mașină pe benzină, aș vrea eu mai mică. Mai mică. Da. Bun. Trebuie să le spunem oamenilor că ăsta este un episod pilot. Da. O să vedeți într-adevăr, cum v-a spus Marius, o întreagă serie de modificări la Jeep, așa cum am făcut și cu Toyota. Probabil că nu o să fie la fel de spectaculos, că Marius are și de filmat în timpul liber, ca să zic așa, nu poate să stea. Eu o să filmez tot. Nu o să, o să filmez, chiar dacă lucrurile se întâmplă la tine la garaj, eu o să le filmez, o să stau pe capul vostru, o să fiu mai rău decât o soacă. Da, deci o să vedeți o serie și la Jeep, ăsta este, da, episodul pilot. O să vedeți probabil și o serie de car review pe mașini second hand. O să încercăm să facem ceva, nu știu cum o să ne iasă și cât o să ne iasă și cât de bine o să, păi, fie. Păi putem să încercăm chiar acum, ia de camera. Ia? Ia, ia camera. Hai, mergi și fă review. La ce, la Opel? La asta? Da. Bă, arată bine, fii atent, are capace cu GSX-R sau ceva, că le știu din târg, poate. Nu mă vere, e altceva, imitație de carbon. Nu te pui. Da, e o mașină corectă, Opel Astra G, am avut Bertone când eram mic.
pe vremea când costa 12.500 de euro. Bertone, atenție, adică eram un fel de Nick de la NND. Aveam calibra când era la modă, știi ce zic? Nu știu, n-am știut niciodată ce reprezintă Air-ul ăsta de la Opel Astra G, pachet de rocket sau ceva. Bun, aici puteți să puneți o mască badge-less. Do you know badge-less? Puteți. Se poate. Există și niște ploape care vin aici pe far, mai sunt oameni care își fac capotă, își prelungesc aripile și își fac și bad boy look. Așa. A fost vopsită prost. Uite, lacul de pe plafon deja s-a dus. 1.4 tint sport. Oh, benzină, tati! How are you both so happy? Doesn't it weigh on you that the world might be ending? Can I tell him our secret? Come here, come here. We're very, very stupid. Cam acesta a fost episodul pilot, primul dintr-o mini-serie, nu știu când se va termina, că nu există sfârșit, la un proiect de mașină, cu Jeep. Sper să mai vină și altele. Nu uitați, link-uri pentru produse în descriere, jos de tot. Pui link-uri pentru produsele folosite pe mașina asta? Pe mașină sau perfect, pentru mașina voastră de off-road, da, pentru că avem mai multe mărci. Poate să intre oamenii pe Stax Shop, să vadă acolo ce piese avem de vânzare. Și dacă v-a plăcut de Marius, share, like și subscribe, frate. Eu nu zic asta.